Bine ați venit în castelul meu, care a fost cândva casa noastră comună, a tatei și a mea. Să nu vă uimească dacă vă spun că eu l-am inspirat pe tata, conducându-i mâna care trasa ușor pe hârtie planurile castelului. Descoperiți acum castelul Templu și povestea lui. Cu aceste cuvinte este întâmpinat vizitatorul care ajunge la castelul Iuliei Hașdeu de la Câmpina. Înainte să treacă pragul castelului, oaspeții trebuiau să intre printr-o ușă rotativă galileană. Și totuși se mișcă, am putea spune, iar oglinzile paralele dispuse în tocul ușii amplifică la infinit imaginea celui care se privește. De ce toate aceste mistere? Ar trebui să vă spun ceva de genul, ne aflăm în ceea ce s-ar putea numi templul spiritismului european. Și în momentul în care am spus templul spiritist și european, cumva ar trebui să vă captez atenția. Doar că e ușor tabloid abordarea. Și totuși aproape de adevăr, pentru că locul în care ne aflăm are legătură într-adevăr cu spiritismul, dar în egală măsură are legătură și cu imensa durerea unui tată care și-a pierdut fiica, dar care a putut să facă în așa fel încât să-i dedice un întreg castel, castelul Iuliei Hașdeu, în care ne aflăm acum, și să încerce să trăiască aici măcar o parte din ceea ce era dorul său imens pentru a păstra legătura cu fiica trecută în lumea, care lume. Și atunci stau să mă întreb, ce e viața, ce e moartea acestui omul? Acele întrebări fundamentale merită să primească un răspuns. Iar eu mă bucur foarte, foarte mult că aici, la Muzeul Memorial Bogdan Petriceicu Hașdeu, găzduit de castelul Iuliei Hașdeu, este doamna Jenica Tabacu, este directorul acestui muzeu, este doctor în filologie, este autorul unei restituire extraordinar de importantă, și anume scrisorile Iuliei Hașdeu către tatăl ei. Dar dacă nu știți nimic despre Bogdan Petriceicu Hașdeu, despre Iulia Hașdeu, despre locul acesta, am să rog pe doamna Tabacu să ne spună ce trebuie să știm, doamne. Unde suntem? De ce există acest loc? De ce îl caută atât de multă lume? Castelul Iulia Hașdeu a fost înălțat de savantul Bogdan Petriceicu Hașdeu în memoria celor două Iulii ale sale, soția și fiica. Este locul unde savantul și-a petrecut ultimii 10 ani de viață. Castelul acesta nu a fost niciodată văzut de fiica lui Hașdeu, pentru că a fost înălțat după 5 ani de la moartea Iuliei. Iulia Hașdeu, copilul genial al savantului și unicul său copil, a murit de tuberculoză pulmonară, de ftizie, cu puțin timp înainte să împlinească 19 ani. Tatăl, într-o durere de nespus, de nepovestit, i-a înălțat mai întâi un foarte frumos mausoleu pe alea principală din cimitirul Belu. Acolo au lucrat cei mai mari artiști. Apoi a înălțat castelul de la Câmpina în 2 ani, punându-i piatra de temelie chiar în anul în care a cumpărat această grădină superbă pe colina Câmpiniței de la Câmpina. În 1893. Castelul de la Câmpina este, spuneam, locul unde Hașdeu s-a retras. S-a retras în meditațiile sale. Spunea celor care veneau la castel, și primul care a scris un reportaj despre castel a fost Caragiale, spunea foarte frumos Hașdeu că planurile i-au fost inspirate de spiritul fiicei defuncte, de îngerul Lili, îngerul admirabil, cum numea el, sufletul copilei sale. Hașdeu aici, în acest castel, a așezat simboluri din toate credințele lumii, aș putea spune. Dar, cu siguranță, cele mai multe simboluri sunt simboluri creștine. Ochiul lui Dumnezeu, statuia Mântuitorului, simbolul crucii. Avem, deci, un simbolism al centrului, prin pornirea acestei coloane dintr-un centru, dar avem și un simbolism al înălțării, al ascensiunii, iată, către cer. Acolo unde medita Hașdeu simțindu-se în lumea fiicei sale. Dacă omul stă în fața coloanei, nu vede scara. În schimb, vede cărți de o parte și de alta acestei coloane. În fața lui Hașdeu a așezat cărțile și nu întâmplător, cartea fiind simbolul cunoașterii. Iată că îndreptându-se spre carte și citind, omul cunoaște și întorcându-se, mergând pe drumul său, zărește scara. Scara care îl poate duce către un model, Isus. Și mai există în spatele acestei coloane centrale pianină, muzică, între cărți, muzică și la muzică. Baza ridicării spirituale a omului. Iulia s-a născut pe 2 noiembrie 1869. La 8 ani neîmpliniți a absolvit școala primară, la 11 ani gimnaziul Sfântul Sava, dar și conservatorul din București, secția pian și canto.
Plecând împreună cu mama ei la Paris, din 86 Iulia devine studenta Facultății de Litere și Filosofie a Sorbonei. Dar Iulia, în tot acest timp la Paris, n-a uitat pianul. Iulia cânta la pian. Este pianina Iuliei care uneori cântă singură. Aici, la castel, deși mecanismul e nefuncțional. L-au auzit turiștii, am auzit și noi. Lucrul acesta se întâmplă fără voia noastră, dar se întâmplă. Tabloul acesta neterminat, care reprezintă pe cei doi părinți, respectiv bustul Iuliei, se află în acea încăpere a castelului de la Câmpina, în care Bogdan Petriceicu HD organiza o parte din ședințele sale de spiritism. Înțeleg că cel mai multe s-au derulat la București, însă și aici, în această încăpere, au avut loc asemenea ședințe, experimente, nu știu cum să le spun, și mai mult decât atât, există și câteva obiecte care atestă toate aceste întâmplări, însă bineînțeles că am să rog tot pe doamna Tabacu să ne spună exact ce anume se petrece aici și ce anume a rămas ca mărturie în urma acestor, eu știu, ședințe, activități, nu știu cum să le numesc. În această încăpere, HD-ul, pe de o parte, se reunea cu cercul său și organizau experimentele psihice, așa le denumea, și chiar făcea fotografie extraretinală și nu spiritistă. Am folosit exact expresia lui HD-ul și expresia care circula în epocă. Spuneam despre spiritism că era un adevărat mod de viață pentru HD-ul. Era o terapie, dacă vreți, pentru că el nu cred că s-a obișnuit niciodată cu gândul că fiica nu mai este. A încercat și a căutat-o. Prin aceste experimente, de fapt, căuta să se întâlnească cu ea. În vitrina de lângă dumneavoastră există un album, să spun așa, cu scriere de mână, există 3 fotografii, există un aparat foto. Sunt aceste obiecte originale, au legătură cu exact ceea ce se întâmpla aici în perioada în care încă mai trăia și experimenta HD-ul? Au legătură, firește, pentru că el a început aceste experimente chiar în 1889 și ele au durat până în 1904. Deci pe o perioadă foarte, foarte întinsă. Există 10.000 de file manuscris. De fapt, sunt manuscrisele spiritiste. Pe ele se află scrisul mediumului și sub scrisul mediumului scritura lui HD-ul. Acestea sunt niște coli nelegate pe care scria mediumul în transă, mesajul transmis de spirite, și HD-ul era cel care la finele ședinței transcria fiecare mesaj. Aproape fiecare mesaj este transcris, noi copiind, de fapt, după scritura lui HD-ul, pentru că scrisul mediumului era irizibil. HD-ul tatăl a devenit repede dependent de ședințele de spiritism. Totul începea cu Sursum, imnul spiritist scris de Iulia cu mâna tatălui ei. Pe unul dintre pereți a fost făcută o gaură pentru a facilita pătrunderea spiritului Iuliei. Aici a scris HD-ul, în transă fiind, cu caligrafia și cu semnătura Iuliei, următoarele cuvinte, ajunse și în prologul lucrării Sic Cogito. Sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea în curând, aceasta să-ți fie suficient, Iulia HD-ul.